Popovici a asumat decizia din meciul de la Oradea când le-a ordonat la mai mulți dintre jucătorii săi să facă mai multe greșeli personale în ultimul sfert al jocului. Astfel s-a ajuns în situația în care SCM Craiova nu a mai putut trimite decât 4 jucători pe teren în meciul cu CSM Oradea, pierdut cu 76-98. Antrenorul a vrut să protesteze astfel împotriva unui arbitraj pe care l-a considerat ostil. Conducerea clubului craiovean speră ca echipa să nu fie penalizată și în clasament. Sper să rămânem la acest nivel, să nu mergem mai departe, să ajungem la o suspendare sau altă treabă. A fost doleanța antrenorului care a cerut să ieșim toți cu 5 faule. A fost modul lui de a protesta în fața unor arbitri sau decizii de arbitraj. Conștient de faptul că nu mai erau jucători să intre, am ieșit ultimul cu 5, făcând al 5-lea fault la 3-a cerere, chemându-mă la margine și spunând că fac fault, a rămas doar 4 jucători pe teren, ceea ce nu ne face cinste, însă ca fiecare soldat trebuie să-ți asculți superiorul. Burlacu a declarat că echipa își poate reveni după acest șoc și evolua la adevărata valoare. În timp foarte scurt trebuie să schimbăm situația și atitudinea și modul nostru de manifestare pe teren. Tehnicianul Oliver Popovici a preluat echipa olteană în vara anului trecut, iar cu el antrenor principal, SCM Universitatea a înregistrat 14 victorii și 10 înfrângeri, s-a calificat în play-off, iar acum ocupă locul 5 în grupa A valorică. Este așteptat să vină la echipă tot un antrenor sârb, Dragan Angeici. SCM Universitatea va evolua sâmbătă de la ora 19:45 în deplasare cu Steaua București.